Justiția moldovenească e făcută cu capcane, cel puțin la judecătorie, sectorul centru. A, stați un pic, vă deschid, să intrați chiar acum, doamnă. Am găsit un lacăt aici, care poate fi scos. Imaginați-vă că e... Bună ziua! Pojar! Cum să iasă oamenii? Cum să... De câte ceasuri căutați justiția, judecata? Ați venit la timp? Că mi-ați spus că ați ajuns la timp. Dar aici e încuiat. Haideți la 74 și ați răspuns în judecătoare și s-a amânat. Și care e motivul că s-a amânat? Pentru că nu ați venit la timp. Bate, domn, dar eu aici ia sunt... Am văzut că umblați încolo încoace și eu tot așa am rătășit. Încoace, la stângă. Și era cineva prezent? E ca un labirint. Nu, eu când am venit, dar tot nu am întârziat la 60. În ultima pe dreapta. Eu la 60 eram. Dar eu am rămas șocat, mai ales când am nimerit eu. V-a apucat panica, da? Eu îmi spune că la 7, la etaj 7 și mă ridic la etaj 7 și nimeresc într-o capcană. Ia că ești. Doamne ferește! Este cineva? Este. Bună ziua, numărată instanță. Permiteți-mi, pentru că vă dați seama, eu sunt aici și nu știu, însă și mencetă, fără 2011. Cu adevărat, uitați-vă, dacă nu era dumnealui ca să mă ghideze, că unde să mă cobor, că mine este într-o capcană, într-un tambur. Pot să vă demonstrez, vă zic, dar eu vă cred. Și vine de la Cahul. Evident, da, de la Cahul, prin stimată doamnă. Oleg Bregă, activist civic, jurnalist. Foarte bine, închideți camera. Nu închid camera. Eu sunt doctorul Tamaru, da, eu le-ai din urmă. Ședințele sunt publice, pot participa oricine. Noi acum nu suntem în ședință, suntem în biroul judecătorului, de aceea am să rog să părăsiți sala cei care nu sunt parte. Păi ori e sală, ori e birou, nu? Deci vă rog frumos, ori e sală, ori e birou. Părăsiți, pentru că nu este ședință acum, de aceea nu mă intru. Cu atât mai mult vreau să văd ce faceți cu justițiabilă când nu e ședință. Of, Doamne, stimată doamnă. Preferul, da? Ședința a fost fixată pentru ora 11, a fost deschisă. Dumneavoastră probabil că este legal act, este la dosar pentru părât, nu are citare legal și a fost amânat pentru data de 11 martie 2020, ora 10. Așa târziu? Semnați cu recepție, vă rog frumos. Dar motivul, tot așa, de 11 martie. Asta este grafic. Grafic ce? Grafic ședințelor mele, agenda mea, respectiv, mi-ai permis să vă acționăm în număr. Sfântă doamnă, încercați să... Sfântă doamnă, sunteți înștiințată despre data ședințelor. Puteți vă revoltați cât vreți, că nu se schimbă nimic. O decis, gata, încheiere. Puteți scrie o plângere la CSM. Doamna... O plângere la CSM că se tergiversează procesul. Și că s-au făcut labirinturi aici, lasă-i să lămurească. Deci eu pus lacete la tăte ușele. Dacă era pojar acum, cum aveți să ieșim noi de aici? Dar eu plane, ca în capcană de șoareci. Unde? Puteți ca să ne mergeți ca trebuie să cereți și dumneavoastră să fie accesibilă instanța. Panoul informativ e la primul etaj, liftul pentru etajul 7, numai de jos pornește și nimeni nu spune chestia asta. Urci până la 7 cu unul dintre lifte și acolo constați că ușele toate sunt cuiete, nu-i bătaie de joc. Să e capcană pentru proști, pentru șoareci. Știi că ei tot așa pățesc, ei tot așa au pățit, cred că judecătorii tot. Eu deja am fixat, am spus, nu pot schimba un act procesual deja adoptat. Am fixat ședința de judecată. Asta este. Dar ați avut numărul meu de telefon, ați fi putut să mă contactați. Deci grefiera este, împlângere, este totuși numărul. A de ce nu? Pentru că să vin de la Cahul, nu vin de pe stradă. Credeți-mă, eu am venit practic în datorie. În cele mai judecate, nu văd. Cum nu este în cele de mai judecate? Nu poate fi. Eu sunt persoana care să... Spuneți-vă dumneavoastră, cine este în cele de mai. Cum în alt cele de-ale mele, cred eu, Da, trebuie să-mi le scaut. Când este avocat, nu m-am dat, nu este avocat, telefonul m-a avocat. Sau
telefonăm partea, în cazul în care este indicat cerere. Vedeți și dumneavoastră cum este. Deci ce faci ca de urmați doar pe deci ce da, ți-am spus că totul e corect. Nu știu dacă e judecătoare Irina Maxim sau alta. Da, situația cu justiția moldovenească e înfiorătoare. Aici pe scară măcar accesul e liber, dar nu sunt sigur că scara asta am încercat odată să cobor pe ea. Nu sunt sigur că pot coborî până jos. Deci tu intri într-o altă capcană, tot pe la etajul 3 nu știu cum trebuie să ieși. Deci dacă se întâmplă un cutremur sau un incendiu în clădirea asta, cu explozie ceva, aici rămân oamenii și mor ca proști. Dacă oamenii nu pot să ajungă la judecată pentru că spuse lacte la etaj și un singur lift din 5 ori din 7 lifturi, numai unul vine încoace. Adică, na, mai vine unul, dar te trezești închis acolo la scara etajului. E că mă duc chiar scot lactul cel, eu nu înțeleg pentru ce l-am pus la loc. Sunt complicele lor. Da? V-am arătat că e cu lacăt. Acolo sunt câte 4 lifturi și din coace sunt 3. Deci poți să vii la etajul ăsta numai cu liftul cela. Astea lifturi nu opresc aici. Și nici acelea 4. Adică dintre acestea 4 oprește cel puțin unul aici. Dar vii, tragi de ușă și găsești lacăt. Da? Uite așa, și intri în capcană. Eu am pățit asta și după aceea și femeia o pățit-o după mine. Da. Măcar câtorva le-am deschis accesul. Liftul ăsta urcă încoace și degeaba urcă. Acelea nici nu se mișcă, stau toate. A, ba da, uite, unul se mișcă. Dar eu am apăsat pe asta și nu s-a mișcat, a rămas pe 2. Și ce dacă vin oamenii până la etajul 7? Iată, s-ar putea cineva, nu, să vină cineva până aici și să găsească ușa încuiată. Care rezonul să încui ușa asta? Cine s-a gândit la așa tâmpenie? Și bine că au pus luminițe de sărbători. Trebuie chemați pompierii să vadă cât de corecte sunt conexiunile astea. Prelungitor cu prelungitor. Aici butonul nu-i, cablul dezgolit. Asta se întâmplă în instanță judecătorească din centrul capitalei. Bulevardul Central. Lângă președinția lui Dodon. Aveți noroc că v-am deschis, altfel aveți găsit lacăt acolo. Ia că am făcut fericit pe cineva, că am scos un lacăt. Am venit doar să mă întâlnesc poate cu dumneavoastră și așa o reieșit. Să vedeți cum arată judecătoria centru. Să văd cum e labirintul de la judecătoria centru. Vă dați seama, eu am intrat la timp, este videocameră, se poate destabili. Când am intrat eu în incinta jucătoriei, cum am mers și m-am uitat pe panou. Haide-mă la președintele instanței să-i cerem socoteală. Ce pune în lacăte la liftul de la etajul 7? Mergem nici nu. Haideți să-l cătăm. Pare că încolo e cancelaria și poate tot încolo să fie și președinte, sala de ședință. Țonov. Dar poate să întrebăm un pic? Știți cumva unde e președintele instanței? Președintele instanței, unde? La judecătoria centru. În sediu central la Botanica. Sediul central, la judecătorie centru. La judecătorie avem vicepreședinte interimar la etajul 8, aripa asta. Ok, dar oricând. Mulțumesc, mulțumesc. Te băgați să te întrebați președinte. Nu, un șef, cineva șef de aici. Vicepreședinte. Pe toată judecătoria Chișinău. A, am înțeles. Sediul centru, dar pe toată judecătoria Chișinău, președintele la sediul centru. De la Botanica, am înțeles, mulțumesc. Și acum ce mergem pe scări sau... Da, eu zic să ne întoarcem aici pe scara asta, din capătul coridorului. Sau pe asta, sau pe asta, din holul principal. Asta sigur e deschisă, măcar în caz de când... Să mai nimerim în labirint și aici. Da, da, da. Și să le vedem brăduțul, ia ca acum. Da, să vedeți, eu știu, tare m-am spariet, trag de ușa, trag de alta. Eu știu că am mai fost pe aici și am mai pățit de astea. Depuneți o cerere pe numele meu ca eu din nou să mai fac un demers și către, nu știu, și către CSM ca să aibă în vedere lucrul ăsta și să ne mai dea surse financiare să deschidă și alte modalități. Vedeți chiar să depune. Nu este dreptul dumneavoastră chiar și de a depune o plângere. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar eu am venit de acord plângerea, dar de sunt de 150 de lei ca să vin să miresc într-o capcană. Și vor spaimă să dragă de-n casă. Eu sunt de acord. Și încă ești pericol ca oamenii să rămână prinși aici dacă se întâmplă un incendiu sau un cutremur ceva. Deci nu este nicio problemă. Depuneți o petiție pe numele
acum, puteți să vă luați hârtii, să depuneți o petiție și noi o să încercăm încă o dată să atragem atenția asupra problemelor. Dar haideți, facem eu și aici, dacă... Vine omul de la Cahul să facă ordine la judecătorie Chișinău. Totuși, cei mai importanți în sistemul de drept sunt cetățenii, justițiatele. Și sunt cuieți toate. Mă duc la ascensor, apoi pe ascensor, mă întorc înapoi, mai trag încă o dată. Posibil, dumneavoastră, eu auzit zgomote, adică era să zmorg în moșul de țână. Noi nici nu avem acces la etajul 3, dar numai de la 3 pot. Da, la școală asta se trebuia măcar ca un grepă la etajul 3. Este o justificare pentru că încercăm să treacă cu asta lângă polițist ca să se documenteze cine intră în instanță și cine iese. Și cu polițistul am avut de-a face. Și tot nu voi dar. Scrieți o plângere? Desigur că scriu, bun. Da. Iată, o să vă ajute fetele, probabil. Uf, am eu și hârtie, am și zebră, nu mai am mare. Dar e și mă afară. A, afară nu mes, înseamnă că trebuie să stai. Dar sau o sală de ședință, sau cumva. Mi-a ferit spațiu ca să putem să scriu? Eu am și hârtie, am și zebră. Ce spuneți? Cu acordul președinței. Stimată doamnă, dumneavoastră îi spune cu acordul dumneavoastră, puteți ne așezăm? Nu e că să ne așezăm. Dar voi totuși ne așezăm? Este o masă? A, la 2 și cancelarea, am înțeles. Eu sper să ne ajute într-adevăr să